Încărcați de poveștile fostelor mine de aur, ne îndreptăm către o altă zonă cu o încărcătură aparte. Zona străduțelor vechiului Orășel, ce odată colcăia de muncitori și afaceriști ai aurului. Astăzi, colcăie de turiști mânați de miresme înbietoare de ceai și alte delicatesuri. Sau de dorința de a ajunge primii la Gina. This is the horse. We have to look for a flag. Ah, we see in the left, look. This is the flag. Yeah, we have to stop. This is our final stage. Oh. And we hope to win. Yes. Hope you enjoy it. Yeah, yeah. Hope for us, please. Mamă, aici e o hartă. E groasă, vă zvan. Ia. Nu sunt aici, trebuie să mă găsiți. Tocmai m-am dus să beau un ceai. Băi, Gina, dar ce program ai tu, omul? Că tu nu trebuie să stai... Mă, ce vrezi. Faci ce vrei. There. This is the old street. Yeah, this is the old street. Street. Okay, thank you. Thank you. Nu sunt aici. Normal, Gina. Trebuie să mă găsiți. Tocmai m-am dus să beau un ceai. Do you see a blonde girl drinking a tea? Yeah. No. A blonde girl. You see a blonde girl somewhere? No blonde tea. Blonde girl. Not far away, yeah? Yeah, we're here. Okay. Hello. Oh, wait, stai. Did you saw a blonde girl? Ah, sus și coborâm. Bă, să termină strada. Și vezi că recalcă unul cu buteliile. Bă, dar mult mai e, bă, de nevă. Hey, excuse me. You see a blonde girl drinking tea? You saw here? Hello. Did you saw a blonde girl? Yes. Yes. Okay. Thank you. Look the flag okay. In the front. Yes, we have so stopped. Here's the yeah, we are stopped. Street. Yeah. Do you know any special place for tea? Special for tea. How is the name? Ameti House. Ameti House? Yeah. Where? Go to tray and go downstairs. Or căutăm o chinerie, or căutăm teatru. Pe ce chinerie? Îi prinde chinerie pe aici. Gina! Do you see a blonde girl, beautiful girl, blonde? No, okay. Gina! Să nu fie ascunsă pe undeva, că... Gina! Da, o să-ți răspundă ție imediat. Ok. Ok. Am înțeles tot, să știi. That way. Yeah. Hello, Ameti? Down, thank you. Doamne, ce foame mie, să-mi bat picioarele, mie să sparg toate astea de nervi, așa foame mie. Mirosea a carne, mirosea a dulciuri, era un amestec așa de mirosuri care se potriveau între ele. Toată mâncare care e bună, nu mirosea hoi. Îmi doream să pută a tofu, ca să-mi treacă senzația de foame. Dar mirosea atât de bine. Mirosul potrivit pentru momentul în care nu mai bani în buzunar. Ginuța! Gina! A, deci fii atent ca să înțelegi. A zis că i-a zis să beau un ceai, este doar cu ceai vrei. Bă, dacă nu s-a ascuns, zici că fuge de noi, cred că știe pe unde are GPS de la ne urmărește și fuge de noi, s-ascunde. Și că în față ascunsele pe aici. It's there? Ok. Ok, ok, okay. Thank you so much, și. Ameti, ti? Ameti? Ah, am zis de număr, hai. Că ar fi tifu, dar nu e aici? Bă, unde e, bă, frate? E grijă la genunchi. Ameti House, aici. Ameti House. Așa mi-a zis tanti. Te-ai ascuns. Bine ați venit, dragilor. Bun, cum ascuns? Cum o să pleci atât de departe? Deci te căutăm de... Lați un loc. Așa departe? A blonde girl. Uite-o, uite-o aici. Oh, Gina! Hello! Singură mai! Ce faci? A blonde beautiful girl. Bine ați venit, dragilor! Bine, mă, Gina, credeam că ți-ai terminat ceaiul. Bine ați venit, dragii mei! Bine te-am găsit! Adică, bine, abia te-am găsit, de fapt! La mulțumesc! Bine că te-am găsit! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Și mi-ați adus ceva de ziua mea? Nu știu dacă stai pentru tine niște aur. Aur? Da, am făcut aur azi. Și cum a fost? Și trebuia să facem undeva la 5 grame, dar pentru că e ziua ta am zis să muncim mai mult și ți-am adus 12! Am înțeles!
Aproape 20 kg de aur. Asta rămâne la mine. Da. Da? Da. Că aveam grijă lui. Cadou de ziua mea. Da. Bine. Ai ceva mai mult în plus. Uite ce bucățele mari am găsit aici. Am avut noroc, am găsit o piatră cu de toate. La mulți ani mie, mulțumesc. Da, la mulți ani. Asta e ceva drăguț de aia, cred că sunt vreo 20 de grame acolo. Ați venit la mine și trebuie să vă întreb, vreți să serviți un ceai? Eu da. Eu vreau, eu vreau. Îți mulțumesc. Ai pus ceva român. Este ziua mea, fac cinste. E din ăla de... Nu, nu, nu. E din acela de dimineață. Mă, dacă beau un ceai verde în momentul ăsta într-o ceșcuță atât, când eu aș mânca un sandwich atât. Mulțumim, Gina. Mă bucur că ați ajuns în etapa finală. Mă bucur că v-ați logodit. Și noi. Mă bucur că sunteți fericiți. Și mă bucur că mă veți chema la nuntă. Da. Da, normal. 100%. Domnișoară de onoare. Oh, ce frumos! Eu pe mine. Abia aștept. Mâine, dragii mei, este marea finală. Ziua la care ne gândim de când am plecat, de aproape 2 luni. Țelul nostru a fost mereu Taipei-ul și marea finală. Vă vine să credeți că este mâine? Nu. No. Nu ne vine să credem că am ajuns până aici. Cursa nu s-a încheiat încă. Nu. Și după cum bine știți, mai am 2 cutii. Nu le vrem, nu, nu. Nu sunt pentru noi, nu ne interesează. Dar să știți că asta depinde doar de voi, nu de ceea ce vă doriți. Păi știm. Știu. Dar dacă vrei, poți. Și dacă îți dorești, s-ar putea să împlinesc. Asta ai descoperit tu pe drumul comorilor, nu? Da, 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 da. Nu vreau acum să ne gândim la ce ascund ele. Nici eu. Pentru că știți foarte bine, nu e bună. Bine, îl dau șat. Ultima pereche ajunsă aici la mine, va trebui să-și mai aleagă o cutie. Da. Voi aveți deja o cutie. Da. Ne reamintește că e posibil să o lungi pe a doua. Și după aia ne zice, mai vreți să vă pun puțin ceai? Sper pentru voi să nu fiți ultima echipă ajunsă aici la mine. Doamne ferește! Doamne ferește! O să vă spun mai multe puțin mai încolo. Vă ok. Ok. Bun, foarte bun ceai, mulțumim. Mai nu o să luăm cutii. Bine. Trăiește mare aventura Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.